Pentru că în curând vom avea o competiție în grupele care le antrenez, vreau să vorbesc acum din eticheta Taekwondo despre cum ne comportăm la competiții sau despre bunul simț la competiții. Câteva lucruri foarte importante ce țin de cum să ne comportăm la competiții. În primul rând, arată respect față de adversarul cu care te lupți. Arată respect față de el, arată respect față de antrenorului, arată respect față de echipa lui. Asta înseamnă că mergi să saluți cu el, mergi să vorbești și te porți prietenește, ne purtăm amabil, noi nu suntem dușmani. Taekwondo este un joc de puncte și este o întrecere, cine mai multe puncte ia. Un alt lucru la competiție este ca să nu întreținem discuții care descurajează duhul sau taie motivația. Da? Dacă cineva o pierdut din colegii tăi, nu te grăbi să-l judeci, nu te grăbi să-i spui cuvinte că ești slab, că tu nu poți, că nu se primește. Mai ales cei începători, hai să fim sinceri, cei care prima dată participă, ei au nevoie de multă încurajare. Și chiar asta este un punct foarte important. Oferă încurajare, fii gata să încurajezi, fii gata ca să spui o vorbă bună, fii gata ca să ridici pe cineva, să secundezi pe cineva, dar nu să descurajezi, da? Indiferent dacă ai învins sau ai câștigat, fii totdeauna cu respect, cu atenție, cu amabilitate față de adversar, față de antrenor și față de colegii lui. Un alt lucru este la competiții ca să căutați-vă împrieteniți, să zidiți relații, să discutați. La competiții este iarăși foarte important ca să fim atenți la tot ce se întâmplă în sală toată ziua, mai ales în copiii mici. În primul rând să fii atent dacă ești înscris pe listă, dacă nu este vreo scăpare a numelui tău, dacă totul este corect. Un alt lucru este fii gata să ajuți, de exemplu, când trebuie sala să o amenajăm, când trebuie să ducem lucrurile, nu lăsăm tot așa și de obicei rămâne antrenorul sau organizatorul cu unul, doi din elevi și face tot lucrul. Asta tot este o manifestare a bunului simț la competiții. Așa că vă doresc ca să vă purtați cu respect, cu atenție și cu dragoste față de aproape.